Staționare nicio putere juridică. Pentru început și în opinia mea este un șeretic din partea regimului Putin, deoarece comunitatea internațională, Uniunea Europeană, Alianța Nord-Atlantică a anunțat un nou val de sancțiuni și a spus că dacă nu va interveni un armistițiu, aceste sancțiuni vor fi aplicate. Din această cauză, Putin a ordonat marionetelor sale din Donetsk și Luhansk să mimeze intenția de a atinge acest armistițiu. Eu nu consider că regimul Putin și-a atins limita a tot ce a dorit în Ucraina. Dacă arunci o privire pe hartă geografică, vezi că Putin va încerca să răzbate pe uscat până la Crimeea, deci ca să conecteze Crimeea de Federația Rusă. Și de ce noi nu trebuie să pierdem vigilență? În special aceasta se referă la Ucraina, cărora sigur că le vine acum extrem de greu, când numai militari au murit 862 de persoane. Și devine extrem de greu, deoarece ei se confruntă cu agresiune militară a trupelor regulate a Federației Rusiei.